bun găsit! Auzim peste tot vești despre suferință. În Iov, capitolul 5, începând cu versetul 6 până la 16, citim următoarele. Nenorocirea nu răsare din țărână și suferința nu încolțește din pământ. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. El varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii. El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. El nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lor nu pot să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbuie ziua în amiaza mare ca noaptea. Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici. Așa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura. În Romani, capitolul 8 cu versetul 28, citim următoarele. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Iov 6:14. Ați auzit? Dacă un om părăsește frica de cel atotputernic, el totuși are dreptul la mila prietenului. Să fiu eu acest prieten? Să fii tu? Așa a făcut și Iisus. Întotdeauna este milă de cei zdrobiți. Sunt Izabela David. La revedere!